Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Balanță, etalare pentru iulie 2021, da, și după Balanță o să fac Fecioară și o să intercalez atât timp cât fac etalare într-o singură zi. În timp ce, sau înainte, un mesaj special pentru cei cu Balanțe, poziții ce aveți acolo, Nodul Nord, Ascendent sau Planete. Eu după fiecare etalare, mai ales când fac la rând, am un moment de curățare energetică. Interesant că în timpul procesului de curățare energetică a picurat ceară pe mine. Evident, nu m-am ars pentru că eram tot dată cu ulei. Dar simt că e un mesaj pentru unii dintre voi, nu știu pentru cine, voi știți. Ce este foarte interesant că nu știu, eu am luat-o ca pe un semn bun. În primul rând este un foc. Este un foc creator în voi care vă îndeamnă să creați ceva, să acționați. Ceara a picat pe mâna dreaptă, pe umăr și pe mână, pe umăr, acțiune, da? Pe ceea ce îmi dă stabilitate sau mă apasă, evident, și pe mână, chiar pe degete și ceara, da? Interesant că și mesajul ține de scriere. Trebuie să scrieți ceva și să acționați în așa fel încât să creați ceva deosebit. Că această creație ține de o carte, de un obiect creativ, pentru că e portocaliu, chakra a doua creativității, că ține de o creație în care vă implicați și energia sexuală este totuși chakra sexualității. Că există atracție față de cineva, o atracție atât de mare că vă consumă, vă arde, da? Mai această ceară care a picurat pe mine, din cauză că sau această energie și atracție pe care o simțiți vă îndeamnă la acțiune. Nu ați acționat, eu așa am simțit că faptul că a picurat ceară pe mâna dreaptă îndeamnă la acțiune. Dom'le, fă ceva, scrie. Și uite cum a venit și mesajul. Scrie ceva pentru că trebuie să vindeci. Trebuie să vindeci sau să te vindeci prin acțiune. Ce iar interesant este că la capătul setului de cărți aveți undeva opțiunile, balanța, da? Trebuie să cântăriți ce alegeți în viață. Poate că ați ales înflorirea fizică, bodywork-ul, fitness-ul, abundența financiară, eu știu ce sporuri materiale le-ați ales, dar e undeva la mijloc această balanță și iar este pusă să aleagă între creșterea spirituală, vindecarea energetică, da? Practicarea unei forme de spiritualitate, yoga, poate să fie și meditație creștină, da? Poate să fie și rugăciune, eu știu de care. Ideea este să vă conectați la lumină și la dragoste dintr-o altă perspectivă. Dar bine, este alegerea voastră. Este alegerea voastră. Dacă voi vreți să rămâneți în această zonă unei dintre voi, da? În care creșteți material, deși aveți șansa în această perioadă sau prin ceea ce simțiți voi că arde, că-i dragoste, că este o idee creativă, puteți să creșteți și într-o zonă spiritual-energetică. Am văzut și diavolul în timp ce am amestecat cărțile alături de niște cărți. Cred că aveți și, dacă nu aveți voi, are altcineva, dar eu cred că și voi, unii dintre voi, aveți o intoxicare emoțională față de cineva. Cineva vă intoxică emoțional. Nu mi s-a părut contextul chiar atât de negativ, dar totuși intens. Nu degeaba a picat ceară pe mine. Bine, nu m-a fript, m-a zis, nu m-a fript. Este ca și când e ceva ce vă arde, dar vă și stimulează, vă atrage atenția. Dom'le, trebuie să faci ceva. Pune în practică acest foc, transformă-l, da? Eventual, transferă-l, pentru că ceara din lumânare s-a transferat pe mine. Înțelegeți? E o chestiune. Transferă din pasiunea ta cuiva, inspiră pe cineva sau transferă pe o carte, într-un mesaj, într-un cuplu, într-un proiect creator, da? A vrut să se arate regele de monede. Poate unii dintre voi vă doriți stabilitate, vreți să creșteți financiar, dar apoi a apărut soarele. Copilul divin, cel care vă inspiră, trezirea spirituală. Și am văzut mai devreme, sunteți undeva între material și spiritual, unii dintre voi.
Am văzut și Asul de Spade, la un moment dat, la capătul setului de cărți, Roata Norocului. Este o întâlnire de destin iar cu cineva care vă emoționează profund. Dar din cauza acestor emoții foarte profunde, aproape adictive, ia uitați, apă, apă și la mijloc acest diavol. Nu neapărat că nu simt totuși că ar fi ceva chiar atât de nasol, dar nu vă pierdeți nopțile. Vă faceți griji cum să vă duceți către acest personaj. E o întâlnire karmică, da? Vreți să mergeți. Aveți în spate un gând, da? Să construiți o relație sau să creați un parteneriat, o prietenie, ceva. Pentru că evident că nu o să intrați toți în eu știu ce relații. Ah, ce vreau să vă mai zic, dragile mele? Am întâlnit o balanță tare drăguță, masioza mea. O tipă foarte de treabă. Și da, cel mai minunat moment din viața unui om, dragile mele balanțe, știți care este cel mai minunat? A? Ia ghiciți. Nu e ce vă gândiți voi. Este atunci când îți bei cafeluțul. Atunci când îți bei cafeluțul, uite așa cum îl beau eu acum. Sper această stare să se transmită și în etalare și să avem mesaje frumoase pentru voi. Chiar mă voi uitam, bine, nu mă voi uitam. Spuneam că n-am vorbit despre zodii, că nu prea știu foarte multe balanțe, dar uite că în ultima vreme nevoia de comunicare. Ia uite, writing, poate să scrieți mesaje, să comunicați, să scrieți, ia uite, asul de spade, hai. Balanțe, soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în balanță. Aha, lumea, interesant. O nouă lume se naște în sufletul vostru. De cât timp se naște? Am zis, e o chestie care se transferă. Sau cineva. Ah, da, interesant cum vine mesajul. Poate cineva, întâlnirea aceea de destin pe care ați trăit-o sau urmează să o trăiți voi. Cineva are multă pasiune, multă forță creatoare, poate chiar și inspirație divină și vă transferă și vouă. Interesant, poate să fie și o inițiere. Frumos. Provocarea șapte demone de bâte. Șapte de bâte, să nu fiți foarte defensivi. Imediat zic. E o schimbare, e un început. Finalizați ceva și începeți ceva. La capătul setului de cărți, valetul de monede, adică nu la capătul setului de cărți, undeva în trecut îndepărtat, nu se vede că e camera mai mică, mi-am schimbat, se vede schimbarea, nu? Nu mai imaginea la fel. Mi-am dus telefonul la reparat. Deci valetul de monede în trecutul îndepărtat. 8 de bâte în trecutul apropiat. În viitor, temperanța pe care am mai văzut-o, nevoia de vindecare, am vorbit despre vindecare și mai devreme, în prezent, sunt prezent multă pasiune sau cineva. Mare grijă să nu aveți un personaj cu care trebuie să vă luptați, un personaj gelos, plin de pasiune, într-adevăr, dar și gelos, pe care trebuie să învățați să vă protejați. Da, acel foc. Dar poate să fie și foc creator. Vedem, pentru că sunt multe, multe variante. Sunt multe variante. Da? O fi și mesajul ăsta pentru cineva. Ia uite. Sfatul, marele preot, pe care l-am mai revăzut. Marele preot. Exterior, regele de spade. Dacă n-ar fi etalarea voastră, aș spune că sunteți voi, dar etalarea voastră. De ce vă este teamă de această putere? Vă luptați cu cineva. Dacă aveți un personaj gelos, vă este teamă că nu-i faceți față, dar nu, trebuie să învățați să faceți față. Eventual, dacă nu-i faceți față, dacă vă intimidează sau dacă simțiți că vă are prea multă forță, vă învăț cum să faceți afirmații care să vă dea putere. În fine, ce vă doriți? Patru demone de vă doriți, mai balanțelor? Cum să vă doriți așa ceva? Uf, mie nu prea îmi place cartea asta. 4 de monede. Ce reușiți să faceți? Vă luptați, am zis că vă luptați. Dar cred că o să trebuiască să clarific. Vă luptați cu cineva. Uf, mare grijă. Dacă există acest personaj, ia uite, sunteți voi dezamăgiți, răniți. Mare grijă. Mare grijă. Dacă ați avut o tentație sau există cineva care vă tentează,
Deși nu e obligatoriu să fie tentație, poate să fie un personaj cu un fel de a acționa foarte pătimaș, n-aș spune inspirat, pătimaș. Eu așa simt, de care trebuie să învățați să vă protejați asta, pentru că apar conflictele, apare dezamăgirea, apare eventual și separarea. Pentru că justiția nu înseamnă musai balanță, poate să fie și separare. Asta pentru că în exterior apare un rege de spade care ar putea să fie un avocat, o avocată sau cineva care vă ajută să vă echilibrați mental și să găsiți soluții raționale într-un conflict. Da, pentru că în poziția fricilor apare această luptă. Luptă. Vă luptați cu cineva. Pisi, pisi. Nu-mi place. Asta e, dar face parte din viață. Eu am învățat să mă lupt. Sper că ați învățat și voi. Și nu sunt o zodie, să zic, pătimașă. Dar, de voie de nevoie, învățăm să ne luptăm. Din acest motiv, în viitor apare temperanța, nevoia de vindecare. Poate aveți un. Da, pentru unii, posibil sfatul să fie marele preot și temperanța, să alegeți, cum am zis, alegeți creșterea spirituală. Options, opțiuni. Aveți opțiuni, dragoste și lumină. Mergeți către dragoste, lumină. Va trebui la un moment dat să iertați toate conflictele prin care ați trecut și prin care v-a pus cineva toate luptele acestea. Dar iertare nu o să vină niciodată pe loc, instantaneu, va veni în timp. Că iertați voi, că cineva trebuie să vă ierte, iar variază poate și una și alta, că întotdeauna în viață trebuie să și iertăm. Și mai facem și noi greșeli și trebuie să ne ierte alții, da? Dar cu acest sfat, marele preot, și cu temperanța în viitor, simt că ar putea să fie un ghid spiritual pentru unii dintre voi, cum arată și cartea, care vă îndeamnă eventual să faceți afirmații, să învățați să manifestați această vindecare, eliberare de trecut, pentru că în sufletul vostru trebuie să nașteți, să creați, sună mai frumos, să creați o nouă lume, dar copilul divin, acela pe care l-am văzut, soarele, trebuie să se manifeste într-un fel. Da. Și revin, în sufletul vostru este, de cât timp, știți voi, variază. Simțiți nevoia să încheiați un capitol cu cineva și să începeți capitolul ori singur, ori cu altcineva, într-o nouă direcție, eventual în această direcție spirituală, pentru că am zis, am văzut și Marele Preot și Temperanța și uitați cărțile, da? Și asta înseamnă justiția divină, asta înseamnă și eliberarea de karmă, karma fiind aceste dezamăgiri și conflicte pe care le aveți cu cineva. Dar foarte ciudat și interesant a fost și cu această ceară care a picurat pe mine, da? Acțiunea poate să însemne și acțiune care vă protejează de focul cuiva. Eu am simțit că e o chestie care inspiră. Dar inspirația vine nu prin această regină de bâte, nu simt, ci mai degrabă prin Marele Preot și Temperanța. Un personaj care chiar are cunoștințe religioase, spirituale, da? Are principii. Este educat în acest sens. Conectați-vă și la Arhanghelul Rafael eventual și ca să faceți față acestor conflicte la Arhanghelul Mihail. Învățați, aici este provocarea, încheierea acelui capitol vechi și începerea acelui nou, da? Trebuie să se întâmple într-un. În siguranță. Mai ales nașterea noului eu sau al noului suflet sau a noi vieți pe care vreți să o manifestați. Pentru a vă bucura de această naștere, de orice formă ar fi, trebuie să creați un spațiu sigur și pentru acesta trebuie să învățați să aveți granițe personale. Am zis, este cineva. Regina de bâte ar putea să fie. Nu musa e semn de foc, o persoană pătimașă, care creează conflicte și vă aduce decepții. Dar
acest personaj revine într-o formă sau alta, repet, da? Revine într-o formă sau alta și în poziția fricilor. Da, leul și leul. Nu neapărat că este zodia leului, nu zi musa e asta. Poate să aibă doar marcaj. Poate sunteți chiar voi, unii dintre voi, că sunt și pe alianțe cu planete în leu, de ce nu? Da. Și este o zonă a voastră, orgolioasă, pătimașă, care creează conflicte interioare și apoi vă creați singuri dezamăgiri. Și aici este, învățați să fiți în echilibru, pentru că nu toate balanțele sunt în echilibru, dragii mei și dragile mele. Și aici este puterea în poziția fricilor. Aveți puterea să creșteți spiritual, cum am vorbit mai devreme de această balanță care trebuie să balanță, de opțiunile pe care le aveți. Rămâneți în zona materialului, a abundenței materiale, a senzualității, a muncii fizice sau încercați să munciți și energetic spiritual. Pentru că vă e cam teamă. Unora dintre voi, poate să vă fie teamă de conflictul pe care îl aveți cu cineva, că se repetă, dar va trebui să învățați să puneți granițe personale, da? Să-i puneți la punct pe cei care tot timpul se bat cu voi și vă rănesc. Da? Dar pentru asta nu trebuie să fiți în dezechilibru, în 5 de bâte, da? Nici cu inima frântă, trebuie să fiți în echilibru emoțional și claritate mentală. Poate că nu întâmplător v-a apărut, nu e cea mai frumoasă carte, a apărut 4 de monede. În acest sens, 4 de monede înseamnă să țineți de principiile voastre. Să vedeți care sunt acele câteva lucruri care vă dau valoare și vă dau stabilitate. Dacă cumva vă separați de cineva, pentru că e posibil unii dintre voi să vă separați, eu știu, o balanță care s-a separat de o tauroică, da? Dacă vă separați de cineva, țineți de ce păstrați, mai ales în acest divorț sau separare ce ar putea să fie, păstrați-vă proprietățile pe care le aveți, da? Lucrurile pe care le-ați acumulat prin munca voastră, da? Mai, și-aș fi vrut să fie mai vesel, mai vesel. Ia uite, sunteți supărați, 4 de cupe. Aveți o pasiune pentru cineva, atracție imensă, dar e mai degrabă o stare emoțională cu 9 de cupe și 6 de cupe. Am zis eu, e o stare de intoxicare emoțională față de cineva pe care îi vedeți ca rupți din rai. Da? Poate că vă simțiți prea mici pe lângă ei, valetul de bâte și împărăteasa. Poate aveți o atracție față de cineva care e mai tânăr decât voi și simțiți că sunt imaturi și încă e, da, variază. Pentru unii poate să fie diferență de vârstă, da? Dacă sunteți doamne, poate aveți un bărbat mai tânăr. Dacă sunteți, da, invers poate să fie. Nu obligatoriu, dar există posibilitatea asta. Și totuși, vă este dor de cineva, vă este dor de această cupă mare, de această dragoste mare, pe care unii poate nici n-ați trăit-o. Ați avut iubiri. Ați avut și multe dezamăgiri, cupe goale, inimi frânte. Dar parcă această cupă mare n-a venit. Urmează să vină, dar pentru asta trebuie să schimbați lumea în care trăiți. Trebuie să vă vindecați. Și să aveți răbdare în acest proces, pentru că nu este, nu se produce așa peste noapte. Hai totuși să clarificăm. Hai să clarificăm. Pentru unii poate acest mare preot și rege de spade iar să fie același personaj, un personaj cu logică și cu bun simț, care vă influențează. Și eventual vă dă echilibru în această luptă. Aveți pe cineva care vă vă provoacă tot timpul la luptă. Tot timpul trebuie să fiți cu scutul pus și cu arma gata, pregătită. Într-un sens, evident, metaforic vorbind. Acest personaj poate să fie și
familia în care sunteți, mama, tata, frate, soră, vecini, colegi de muncă, oricine, da? Nu vă gândiți mult la amoruri. Clarificăm această lume, te rog frumos. De cine e asta? Nu. Clarificăm lumea pentru balanță. Balanțe. Această lume. Lumea centrală. Regele de bâte și... Ia uite. Cred că e același personaj. Și șapte de spade. Da, multă pasiune, tentație, atracție. Dar este și o nesiguranță, este și un... Sunt și niște jocuri mentale. Vine, pleacă. Cine vine, pleacă, voi, ei, variază. Dar nu e o chestiune foarte sinceră, da? Cu șapte de spade, clar, nu e o chestiune foarte sinceră. Aici trebuie să schimbați. Asta este lumea pe care trebuie să o schimbați, în care ați trăit pasiuni, dar fără consistență emoțională și spirituală. Dacă voi sunteți aici, indivizii aceștia, plini de foc, iar schimbați ceva. Schimbați ceva această lume. Pentru că... Pentru că nu e sănătoasă. Pentru unii dintre voi poate să fie o mare pasiune pe care o simțiți pentru cineva, dar pe care nu puteți să o arătați cu șapte de spade. Trebuie să falsați, din cauza că e o distanță, că sunteți într-o situație pe care n-ați încheiat-o. Aici este. Pentru cine o fi mesajul ăsta. Clarificăm șapte de bâte. Șapte de bâte pentru balan. O, steaua, ce frumos! Ce frumos! Da, învățați-vă să vă protejați. Învățați-vă să vă țineți principiile și terenul sub picioare, dar continuați să vă rugați pe acest teren. Dragii mei, nu-l păstrați izolat ca pe o insulă. Interesant cum o văd acum, o insulă printre, nu știu, stânci. Încercați să hidratați acest teren. Adăugați emoții. Există cineva care vă poate vindeca, există cineva care vă poate aduce un soi de abundență pe acest teren, da? Până acum, aceste personajele pe care le-ați cunoscut v-au tot pus în poziția de luptă. Și poate din cauza aceasta, cu aspecte care țin de o zonă mai sensibilă, unii dintre voi poate nu sunteți obișnuiți și sunteți defensivi. Acum, este un personaj care vă vindecă. Ori sunteți voi defensivi față de ei, ori ei sunt defensivi față de voi pentru că la un moment dat s-a plecat din această poveste, din cauza unor alte pasiuni, din cauza distanței. Variază. Dar trecând peste aceste mesaje, că evident că sunt multe mesaje, câte văd, o grămadă. Oricum, trebuie să ne ținem granițele personale tot timpul în siguranță, da? Dar chiar dacă ne luptăm, chiar dacă construim acest spațiu al nostru sigur, trebuie să ne păstrăm și legătura cu spiritualitatea, da? Marele preot și temperanța, cum apare, da? Trebuie să ne păstrăm și speranța, da? În aceste lupte. Uite aici. Puterea în poziția fricii. În aceste lupte și dezamăgiri. Trebuie să vă păstrați credința. Poate aici este provocarea.
Unii dintre voi încă nu știți să aveți granițe personale, tipic celor cu planete în zodia balanței, scuzați-mă, pentru că vreți să faceți compromisuri. Prea multe compromisuri nu-i bine, evident. Și unii dintre voi, depinde de situația voastră, evident, nu toată lumea, dar unii. N-aveți speranță și aici este provocarea. Să învățați să sperați. Nu degeaba a apărut preotul și temperanța, de-aia zic, repet, sunt trei cărți. Pot să spun și justiția. Pentru că, de fapt, aici este justiția divină, conectarea la spiritualitate, eliberarea de karmă, da? De cei care ne-au produs dezamăgiri și conflicte, de nevoia de a le da replica, de a ne răzbuna, nu neapărat că vă răzbunați voi, unii poate, alții nu, poate alții se răzbună pe voi, da? E o balanță între răzbunare și iertare. Un echilibru trebuie să fie. Am zis, trebuie să vă păstrați credința să crește spiritual. Și, dragii mei, dacă sunteți într-o zonă conflictuală, vă zic din experiență, dacă sunteți într-o zonă conflictuală, pentru că văd niște conflicte în viața unora, trebuie să vă creați spațiul vostru și să vi-l protejați. Și pentru asta trebuie să faceți niște ritualuri de protecție, niște afirmații de protecție și așa mai departe. Dacă nu știți, puteți să-mi scrieți pe noul site. Da, uite, să vă eliberați de apele tulburi, să mergeți către lumină. Aveți inspirație. După aceste sacrificii, în aceste sacrificii prin care unii dintre unii ați trecut, sau stagnarea, aparentă stagnare, ați primit ideea aceea, inspirația, lumina, e aici. Poate pe calea viselor, poate prin rugăciune. Ia clarificăm, Regina de Bâte, te rog frumos. Oricum, în trecut aveți nevoie de comunicare, valetul de monede și 8 de bâte. Că ați comunicat sau n-ați comunicat, iar poate n-ați comunicat. Clarificăm regina de bâte pentru balanțe. Măi, 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 câte cărți! 10 de spade, 6 de spade și 10 de cupe. Schimbare de, aici este, destin, schimbare de energie. Aici este victoria pe care trebuie să o manifestați, înțelegerea. La care cred că unii ați ajuns sau sunteți pe cale să ajungeți, să încheiați un ciclu de dureri, de trădări, da? Cu un personaj foarte pătimaș, nu spun pasional, este pătimaș acest personaj pentru că vă creează conflicte și dezamăgiri și își creează și singur, nu doar vouă. Da? Încheiați acest capitol, oricine ar fi. Poate să fie sora voastră sau fratele vostru sau coleg sau oricine, nu neapărat iubit-iubită. Da? Și depărtați-vă, îndepărtați-vă. Aveți și lună plină, dar faceți eliberări la lună plină, cum am mai zis în videoclipul respectiv. Puteți să-l căutați în playlist și mergeți către zone senine, da? Către ce? Către soare, că l-am văzut la început. Este soare varianta mică. Ten of Cups, 10 de cupe, idealuri, către ideal, către ce v-ați dorit. Frumos. Schimbați energia. Mai, mai. A ținut în control niște emoții față de cineva. A ținut în control din cauza unor altă. Uf, mai, mai. Da. Vai, dar și ei plâng și voi plângeți unul după altul. Nu v-ați întâlnit, regele de cupe, regina de cupe, 5 de cupe, 8 de spade. Da, sunteți amândoi, plângeți unul după celălalt, dar probabil că aveți unul, cel puțin unul dintre voi, aveți un personaj care dorește să controleze situația și vă pune bețe în roată. Dar asta e. Victoria este la nivel mental, începeți și faceți, gândiți altfel, rostiți altfel și se va manifesta și victoria, înțelegeți? Clarificăm, te rog frumos, Mare Preot.
Iau-te, magiciană. Manifestați. Manifestați creștere spirituală, manifestați dreptate, autoritate, adică nu să fieți voi musai autoritar în sensul negativ al cuvântului, să bateți cu pumnul masă, nu, verticalitate. Eventual cuvântați, comunicați, magiciana înseamnă și comunicare, comunicați cu cei care manifestă spiritualitate. Manifestă spiritualitate poate să fie o singură persoană, trei care ar trebui să mergeți. Dar pentru că e magician, magicianul și merge și comunică. E Mercur, da? Comunicați cu ei, mergeți către ei. A apărut șase de spade, da? Uite aici, șase de spade. Mergeți către oamenii care vă inspiră. Acest foc care inspiră, cum am zis mai devreme. A, iniție, cineva vă inițiază, da, magicianul. Cineva vă poate iniția, nu e așa că seamănă? Aveți ochi să vedeți aici un ritual de inițiere? Eu văd, eu văd. Ia uite, în început am zis bine. Vă pupă, mama. Da, munciți pentru creșterea voastră spirituală. Clarificăm regele de spade. Pentru că în viață nu există doar amoruri și bănuți, da? Știți bine. Cei care mă ascultați, știți bine. Ia uite, trei de spade. Poate că cineva vă așteaptă pe voi trei de băte, vreau să zic, nu de spade. Și de spade probabil că e dezamăgit, suferă. Da. Pentru unii, posibil, cineva să vă aștepte, să veniți mai repede în viața lor. Pentru că puteți să fiți voi aici. Dacă nu este un personaj cu care nu comunicați la distanță, dar foarte înțelept, în acest moment îl simt pe regele de spade, foarte înțelept. Mă, mi se pare cool. Regele de spade, iau te judecata. Au fost lacrimi. Au fost dezamăgiri, atracție. Dar cineva tot speră la o renaștere. Renașterea voastră, renașterea lor, renașterea voastră ca și cuplu, nu doar singular, da? Interesant. Cafeluț, te rog frumos. Hai, inspiration. Four of Pentacles, te rog frumos. Ce își doresc balanțele? În primul și în primul rând să-și păstreze echilibru și stabilitatea. Dar nu e suficient stabilitatea materială, v-am zis. Stabilitatea ne-o dau principiile. O, ce frumos! Măi, țineți la cineva care vă emoționează și vă alină. Am zis eu de la început. Eu, acel personaj care vă intoxică emoțional, dar în sens frumos, e ca și când... Cum să zic? Cum a făcut balanța despre care vă doare spatele și cineva își fa vă face masaj, ceva valină. Dar e o chestie sufletească, dar și senzuală. Cineva care valină durerea și vă dă stabilitate într-o formă, într-o altă formă. Țineți la acest personaj. Da. Vă doriți să vină sau să vă duceți către ei? Ah, nu se poate! Am zis, vreți să vă împăcați cu cineva sau să vorbiți? Da, despre ce vă apasă, ce vă arde, ce vă arde pe mânuță. Na, pe mine nu m-a ars chiar așa de rău, că mi-am zis, era îndată cu ulei. Da, simțiți mult pentru acest personaj. Vă vindecă, ce drăguț, vă pupă mama. Da, clarificăm 5 de... Ce să mai clarifice? Vrea așa să-mi clarifice tarotul astăzi. 6 de băte, aveți victorie, puteți să aveți victorie. Ce mai zice aici? Ia uite, dacă vorbiți, dacă veți comunica, exact astea care au apărut, da? Au picat jos, au vrut să se arate. Dacă veți comunica despre ce aveți pe suflet, despre, eu știu, ideile creative, apropo, pe care le aveți. Va consuma trecutul dezamăgirile, dar vă consumă și aceste emoții. Comunicați, mă, pisi, comunicați, writing, da? Writing. Și așa, în echilibru, în temperanță, în inspirație, elegant,
Frumii, puteți avea victorie peste acest 5 de bâte. Super! Yes! 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 Ha! Ia uite! Regele și regina de spade. Cu acest personaj vă echilibrați și emoțional și mental. Ia uite, aveți pasiune. Mai, gata! Că mă copleșesc și pe mine toate emoțiile. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și inspiration. Pa, pa!